Șacalul violet. A fost odată un șacal care s-a abătut printr-un sat din apropierea pădurii și nu știu cum făcut de căzu într-un butoi plin cu vopsea violetă. Nu putu ieși, iar când veni proprietarul butoiului, se prefăcu mort. Omul îl aruncă într-un șanț, iar șacalul se întoarse în pădure. Cum stătu mult în vopsea, blana i se făcu de un violet frumos, de nici nu-l mai cunoșteai, de e șacal sau altă specie. Văzându-se, se umflă în pene și adună toți șacalii în jurul său. Dragii mei, după cum vedeți, zeitatea pădurii mi-a dat o culoare aleasă, semn că sunt demn de a fi regele acestei păduri. De azi înainte, aștept să vă supuneți cu toții voinței mele. Ceilalți făcură întocmai, dar șacalul dori să-și extindă stăpânirea și își formă un alai regal din lei, tigri și leoparzi, care îl înconjurau și ei cu respect, gândindu-se că e unic. Ajuns la o asemenea mărire, șacalul uită de neamul său, ba mai mult, întorcea spatele când îi vedea și trecea pe de-alături. Atunci cel mai bătrân dintre șacali le spuse celorlalți: poate că acest șacal cu blană violetă i-a păcălit pe mai mari pădurii, dar noi știm adevărul, nu e decât un simplu șacal. Haideți așadar să le arătăm și celorlalți acest lucru. Tot ce trebuie să facem e să mergem la căderea serii în apropierea lui și să urlăm, iar el, ca un șacal ce este, ne va răspunde. Planul fu respectat întocmai și șacalul, când auzi strigarea semenilor săi, nu se putu abține și urlă și el. Atunci tigri și lei descoperiră că nu e altceva decât un simplu șacal și îl puseră pe fugă, supărați că fuseseră astfel înșelați.